Vă mulțumim, încheiem conferința propriu-zisă. Haideți să nu chem Alin, numai puțin, Alin, numai puțin, că cetățenii sunt interesați de ce se întâmplă cu marea lucrare Popa Șapcă. Ați văzut că n-am inaugurat-o de ziua partidului, veți vedea că noi inaugurez de ziua domnului președinte Orba, noi inaugurez nici de ziua mea luni, nu știu cine o fi născut în 29, dar probabil că în 29 vom face inaugurarea. Dacă vremea va fi necorespunzătoare, atunci poate fi în 30, poate fi în 31. Este 25 mai, nu e numai ziua mea, probabil e ziua multor altor români, cărora le doresc la mulți ani, dar este și ziua în care intră în vigoare regulamentul privind protecția datelor personale. Nu știu dacă domnul primar Robu... A dezvăluit o informație cu caracter personal despre mine, dar să fiți convinși că nu voi întreprinde niciun demers în baza regulamentului. Astăzi vă voi spune câteva proiecte pe care Partidul Național Liberal le-a depus la Parlament și care de multe ori nu sunt luate în considerare, deși ele reprezintă proiecte de legi care ar putea să aducă extrem de multe îmbunătățiri în viața oamenilor. Era vorba de șomajul negativ din Timișoara. Am depus un proiect de lege pentru simplificarea intrării pe piața muncii și angajării cetățenilor din țările care nu sunt membre în Uniunea Europeană pe piața muncii din România. Este un proiect de lege foarte important pentru că noi putem fructifica un avantaj, și anume că România este înconjurată de teritorii, Basarabia, Bucovina de Nord, zona Serbiei, unde sunt foarte mulți români, foarte mulți vorbitori de limbă română, care ar putea foarte bine să vină să-și găsească un loc de muncă mult mai bine plătit în România. Și din păcate, formalitățile actuale, procedurile birocratice extrem de complicate, îngreunează foarte mult posibilitatea ca pe piața muncii investitorii să poată să facă o recrutare a mâinii de lucru și în țările din jur. Este un proiect de lege care l-am depus acum o lună de zile. De asemenea, o altă mare problemă pe piața forței de muncă este dată de faptul că, în urma majorării salariilor în sectorul public, foarte mulți angajați stau cu un ochi la sectorul public dacă nu cumva găsesc un loc de muncă și cu celălalt ochi
se uită dacă nu-și găsesc un loc de muncă într-o țară europeană care să fie mai bine plătit. Și atunci trebuie niște mecanisme prin care firmele, companiile să poată să suplimenteze veniturile angajaților, în special a angajaților care sunt foarte importanți pentru firmă. Ca răspuns la această necesitate, în urma consultării mediului de afaceri, am inițiat un proiect de lege care prevede un lucru foarte simplu, scutirea de impozit pe profit până în 20% din impozitul pe profit pentru acordarea de bonificații către salariați de către companii, în mod evident. Este un proiect de lege care poate să dea un instrument companiilor să-și fidelizeze angajații de care au maximă nevoie prin diferite suplimente de venituri pe care le pot acorda în baza scutirii de impozit pe profit pe limita 20%. Tot Partidul Național Liberal a inițiat un alt proiect de lege care este legat de piața muncii, care este foarte simplu. Cine refuză un loc de muncă nu mai primește ajutor social. Este simplu, limpede, clar. Nu numai cine refuză, cine refuză inclusiv să urmeze cursurile de calificare într-o meserie căutată dintre beneficiarii ajutorului social. Dintr-o meserie căutată, cine refuză să urmeze cursurile respective, care evident sunt organizate de AJUFM-uri, nu sunt pe banii lor, automat își pierde ajutorul social. Nu se poate să ai peste 300.000 de persoane, mulți oameni în putere, oameni care, unii dintre ei înregistrează și venituri nelegale, venituri la negru, și să-i plătești din buget în condițiile în care tu ai o nevoie foarte mare pe piața muncii de mână de lucru, e adevărat, de în special de mână de lucru calificată. Știți foarte bine că mulți fermieri se plâng că nu pot să angajeze zilieri, deși sunt sute, zeci și sute de persoane care beneficiază de ajutor social, nu vor să se ducă să muncească. Noi suntem de acord că trebuie să furnizezi o formă de protecție socială către cei care nu pot să câștige venituri din muncă sau care parțial sunt într-o situație care nu le permite să-și găsească un loc de muncă, dar nu să-i plătim pe lene să stea acasă. Asta nu este normal și nu este caracteristic în nicio societate. De asemenea, avem un proiect de lege important care cred că poate să producă o transformare în bine a administrației, în special în relația cu cetățeanul. Știți foarte bine că dacă te duci la o instituție de stat să obții un drept sau să ți se furnizeze un serviciu, te plimbă de la Ana la Caiafa să iei certificate, avize, toate formele birocratice. Proiectul nostru de lege e un proiect de lege foarte simplu. Instituția care furnizează dreptul sau serviciul sau ia decizia care să acorde unui cetățean sau unei firme un drept legal, instituția este obligată să obțină informațiile de la deținătorii de informații alte instituții publice. Adică cetățeanul se duce one-stop shop, cum se zice, te duci la un singur ghișeu, la instituția care îți dă dreptul și nu te mai trimite să-ți iei certificat fiscal, să-ți iei cazier, să-ți iei aviz de la nu știu ce instituție. Este obligația instituției care furnizează dreptul să obțină informațiile de la celelalte instituții. Sigur că această lege, pentru a fi aplicată, presupune anumite investiții în ceea ce privește digitalizarea administrației din România, dar oricum aceste lucruri trebuie făcute. În toată Europa, digitalizarea reprezintă o prioritate, nu numai pentru administrația publică, ci și pentru mediul de afaceri și oricum pentru interacțiunea dintre administrație și mediul de afaceri și cetățeni. Acest proiect de lege poate să aducă foarte multe beneficii cetățenilor în relația cu autoritățile și să-i scutească de stresul îngrozitor pe care îl au atunci când trebuie să se ducă pe la toate ghișele ca să obțină diferite autorizații. Să știți că Partidul Național Liberal este extrem de activ în domeniul inițiativei legislative, că urmează rusalile. Știți cum e? Guvernul dă zile libere, dar de plătit plătește angajatorul, firma. Asta este. Și atunci noi am zis, domnule, dacă guvernul tot dă atâtea zile libere, deși eu cred că ar trebui stopat acest proces de acordare de zile libere pe bandă rulantă, o să ajungem jumătate de an să nu se muncească.
oricum să te dezvolți economic dacă nu descurajezi munca. Avem un proiect de lege care spune foarte simplu. Toate sumele plătite de companii pentru plata salariilor în zilele libere trebuie să fie deduse din calculul impozitului pe profit. E o prevedere foarte simplă, foarte clară, care să permită cu adevărat companiilor să nu suporte aceste costuri care nu sunt generate de condiții obiective, ci pur și simplu sunt generate de guvern prin decizia de a acorda zile libere. Mă opresc aici cu prezentarea proiectului a aleșilor locale ai partidului cu privire la stabilirea pozițiilor noastre față de proiectul codului administrativ. De asemenea, avem un eveniment în care sărbătorim 143 de ani de la înființarea Partidului Național Liberal și sunt foarte bucuros să fiu alături de colegii mei aici, alături și de Siegfried Mureșan, care, după cum bine știți, este membru al Partidului Național Liberal și unul dintre cei mai eficienți reprezentanți ai României la nivelul instituțiilor europene. Vă mulțumesc! Partidul Național Liberal are proiect de lege inițiat la Parlament prin care să nu se permită persoanelor care au condamnări, evident, în perioada în care au restricțiile drepturilor civile, să ocupe vreo funcție publică. Nici pentru președinte, nici funcția de președinte, nici funcția de parlamentar. Deci avem un proiect de lege depus la Parlament. De asemenea, știți că Partidul Național Liberal este singurul partid care a introdus în statutul partidului, a internalizat în statutul partidului un cod de integritate extrem de clar, de precis, care nu permite ca oameni care au probleme cu legea să poată să candideze din partea Partidului Național Liberal. Și nu numai că au mai făcut și alții astfel de coduri, numai că nu le-au aplicat, spre deosebire de noi care le-am aplicat. Vă readuc aminte că Vasile Blaga, care urma să fie candidat la Senat aici în Timiș, nu a mai candidat în momentul în care a început urmărirea penală împotriva dânsului. Eu m-am retras din cursa pentru primăria Capitalei când a început urmărirea penală și nu am mai candidat la Parlament. Aceste exemple, plus multe alte exemple, Dan Motreanu, care a fost în aceeași situație, noi am aplicat acest cod și mai ales gândiți-vă că l-am aplicat la lider de frunte ai partidului pentru a da semnalul foarte clar că noi respectăm în practică criteriile de integritate pentru că noi credem în ele. Credem că oamenii care ajung în funcții publice trebuie să fie oameni serioși, oameni cinstiți, oameni integri, oameni dedicați interesului public. În acest context, cum comentați acest incident, domnul primar Nicolae Robu și... Aș vrea să... Am avut o discuție cu domnul Robu, mi-a explicat că a existat o autorizare în care au fost 9 puncte în care s-a permis culegerea de semnături și că semnăturile se strângeau într-un punct în care nu exista o autorizare. Deci bunavoința primarului referitor la această campanie cred că a fost vizibilă prin acordarea unui număr suficient de puncte de colectare a semnăturilor. Acum, dacă au mai existat probabil niște tensiuni, sper să trecem mai departe. Am avut o discuție și cu domnul Barna și am comunicat și domnului Barna că domnul Robu este unul dintre cei mai serioși promotori ai integrității în funcția publică și nu poate fi nici de cum un om care să pună bețe în roate unei astfel de campanii. Dar eu am spus așa ceva, ați văzut în filmare? Domnul primar, haideți să nu mai tot insinuați și denaturați, arătați-mi filmarea în care am spus așa ceva. Nu, dar este o nerușinare, domnul președinte, dusă dincolo de limite. Arătați-mi filmarea în care am spus așa ceva. Păi arătați-mi-o. Da, vreau să o văd. Până una alta a apărut alte filmări, dar n-are rost să mai discutăm. Noi avem o inițiativă, domnul președinte a explicat foarte clar, eu sunt susținător, eu am făcut sondaj pe Facebook, eu am spus foarte limpede că susțin din totdeauna, am spus că susțin asta. Da? Dar asta nu înseamnă că trebuie să mă pun alături de niște oameni care tocmai încalcă legea spunând că ei promovează legalitatea, luptă pentru legalitate. Am cu totul alte principii decât acești oameni. Ei sunt mai presus de lege. Eu nu sunt mai presus de lege. Dacă toți cetățenii Timișoarei respectă niște restricții acolo, da? De 2 ani de zile, de când Timișoara are o asemenea zonă pietonală, de promenadă, de loazir, zonă în care timișorenii și oaspeții se simt bine,
acești indivizi sunt mai presus de reguli? Eu nu sunt mai presus de reguli. Mulțumim. Atât. Haideți să schimbăm subiectul. Nu, noi avem o relație de colaborare, știți foarte bine că cele mai multe demersuri le-am efectuat în bună înțelegere, că față de toate temele importante ne-am consultat și sigur, chiar dacă uneori pozițiile noastre au diferit, în cele mai multe colaborăm și facem o opoziție cât se poate de organizată. Adversarul secundar este PSD-ul mai mic, condus în cropeala condusă de domnul Popescu Tăriceanu. Ca atare, oricine susține demersurile noastre de opoziție, proiectele noastre, este partenerul nostru. De altfel, la ziua partidului, domnul președinte Dan, ziua Partidului Național Liberal organizată aseară, domnul președinte Dan Barna a fost prezent alături de noi. Ați avut emoții că plângerea care ați depus-o nu va fi agreată de conducerea partidului? Nicio emoție. Și vă spun, în puține momente ale carierei mele politice am primit un asemenea sprijin din partea bazei Partidului Național Liberal și din partea oamenilor care s-au săturat de PSD și care sunt exasperați de modul catastrofal în care este condusă România. Ca atare știu foarte bine ce am făcut, mi-am asumat o răspundere și toate riscurile care decurg de aici, vedeți cu ochiul liber că e o campanie de linșaj dusă pe anumite canale media, o fabrică de fake news privitoare la situația din Partidul Național Liberal, care nu are nicio legătură cu realitatea, în mod evident. Știu foarte bine ce am făcut și mai ales știu că există temeiuri serioase pentru sesizarea mea. De altfel, trebuie să vă spun lucrul ăsta, domnul Dragnea a cerut ieri desecretizarea memorandumului. Ce va să zic asta? Înseamnă că recunoaște, unu, că memorandumul era secret și doi, că el știa că este secret memorandumul. Adică ce recunoaște domnul Dragnea prin această cerere de desecretizare? Recunoaște că a făcut public conținutul unui memorandum despre care el știa că avea caracter secret. O asemenea autoacuzare, o asemenea autoincriminare, n-am văzut. Da, Liviu Dragnea și cu PSD-ul și cu prelungirile lor cu PSD-ul mai mic, parcă au înnebunit. Eu chiar nu am anticipat o asemenea hiperreacție și am zis, doamne, probabil se simt cum usca pe căciulă, probabil au ceva probleme serioase acolo și ăsta e un motiv suplimentar să fiu extrem de încrezător că ceea ce îmi doresc și anume să fie cercetate toate circumstanțele legate de inițierea, elaborarea, modul de adoptare, modul de comunicare publică a acestui memorandum. Toate lucrurile astea trebuie cercetate, pentru că sunt foarte multe semne de întrebare la care, evident, pot să dau eu răspuns, care n-am acces la informații, nici măcar nu cunosc conținutul memorandumului, ci trebuie făcute de o persoană investită prin lege și care să aibă puterea de a cerceta în profunzime ce s-a întâmplat. Pentru că nu pot să accept ca interese fundamentale ale României să fie călcate în picioare, ca punți construite în timp cu celelalte țări să fie dinamitate în câteva zile, numai pentru interesul personal al lui Dragnea. Trebuie să fie o abordare care să fie conformă cu liniile strategice de politică externă pe care le-a avut România de-a lungul timpului. Orice decizie să ia trebuie să fie rezultatul unei ample consultări, în primul rând în România și în primul rând cu președintele României, pentru că în conformitate cu Constituția și cu deciziile Curții Constituționale, politica externă este condusă de președinte. Guvernul având doar un rol de punere în aplicare, de execuție, un rol tehnic, așa este consfințit prin deciziile Curții Constituționale. Și de asemenea, după o amplă consultare a tuturor partenerilor noștri. Sigur, partenerul strategic Statele Unite, toți partenerii noștri de la nivelul Uniunii Europene și toți ceilalți actori care sunt implicați în acest proces. Și mai ales trebuie să fie consecventă orice decizie cu liniile strategice de politică externă pe care România l-a avut de-a lungul timpului. Orice ceea ce a făcut Dragnea cu mâna lui Dăncilă este o crimă împotriva
unei politici externe, care, e adevărat, a fost gândită cu foarte multă inteligență, chiar și atunci când de zona de externe au fost niște miniștri care nu erau în guvernele noastre, ci erau în alte guverne. Dar a fost o linie directoare a unei politici externe de care, din păcate, Dragnea și-a bătut joc. Asta că eu întâi vreau să mă dumiresc pe unde e Traian Băsescu, că la sesizarea mea împotriva acestui guvern a răcnit mai tare decât Dragnea. Și nu cred că cel mai bun promotor al unei astfel de idei poate fi Traian Băsescu. Eu vă spun situația pe simpatizanții liberali. Simpatizanții liberali îl resping pe Traian Băsescu în proporție de peste 80%. Pentru noi orice atingere de Traian Băsescu nu face decât să ne îndepărteze de cetățenii. Iar domnul Băsescu cel mai bine ar fi totuși să se ducă, să scrie cărți, să țină conferințe, să lase politica activă. Cine a fost 10 ani președinte a avut toată puterea să-și realizeze toate proiectele pe care putea să le realizeze. Ceea ce face el acum nu este altceva decât să fie un chibiț care nu face decât rău oricărei forțe care se luptă cu adevărat cu PSD. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră, misiunea mea ca președinte al Partidului Național Liberal și a colegilor noștri este să aducem Partidul Național Liberal în poziția în care să poată câștiga alegerile, să poată să învingă PSD. Noi suntem un partid foarte bine profilat din punct de vedere doctrinar, din punct de vedere al istoriei, din punct de vedere al apartenenței într-o familie europeană, familia Partidului Popular, care reprezintă dreapta europeană. Noi suntem pe propriile picioare și obiectivul nostru este să reușim să câștigăm alegerile, să învingem PSD-ul prin propriile forțe. Sigur că nu respingem nicio colaborare cu nicio forță din societatea civilă sau care are reprezentare politică, care împărtășește ideile și valorile noastre. Dar cred că vremea asocierilor care să n-aibă la bază valori comune, principii, credințe, obiective fundamentale, obiective strategice, a trecut. Se poate face în formarea unui guvern, dacă nu vom obține majoritatea, cu siguranță vom căuta parteneri care să fie cât de cât apropiați de noi.